Acest om primește pe păcătoși. Titlul din dimineața aceasta este Acest om primește pe păcătoși. Vom încerca să studiem iarăși caracterul lui Dumnezeu, deoarece avem nevoie zi de zi ca să ne reamintim anumite caracteristici care tindem să le uităm. Și vom deschide împreună la Luca, capitolul 15. Dacă aveți Bibliile, v-aș ruga să le deschideți. La Luca 15, cu versetul 1. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută, până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. De data aceasta, în pilda asta, Domnul Iisus nu le vorbește ascultătorilor săi din cuvântul său, dar mai mult face apel la experiența lor de viață. Câmpia întinsă de la răsărit la Iordan oferea pășuni unde mulți păstori își pășteau oile și dealurile înguste aveau multe oi care erau pierdute și așteptau ca păstorii lor să vină să le ia. Astfel, printre ascultătorii lui Iisus în acel moment erau și mulți oameni care investeau bani în turme și ei ar fi înțeles această pildă. Această pildă vine și ca un răspuns la ceea ce spun fariseii, că de ce tu mănânci cu vameșii și păcătoșii. Și răspunsul Domnului ar fi, aceste suflete pe care voi le disprețuiți sunt proprietatea lui Dumnezeu. Prin creațiune și prin răscumpărare, ei sunt ai Lui și ei sunt de mare valoare înaintea Sa. După cum păstorul își iubește oile sale și nu poate odihni dacă lipsește cumva una, tot astfel, într-un mod infinit mai mare, Domnul Dumnezeu iubește fiecare suflet rătăcit, înstrăinat și pierdut. În această pildă, Domnul încearcă să vorbească despre dragostea Lui pentru cei care sunt pierduți și o oaie rătăcită nu este doar acela care încă nu este botezat. Fiecare dintre noi suntem, mergem pe căi care nu sunt după voia Domnului într-un anumit moment din viața noastră după botez. Și așa, deci, această pildă se referă și nouă ca oameni care suntem în biserică și celor din afară. Vedem în Ezechiel 34 cu 12 și în Vechiul Testament această imagine. Cine este păstorul și care este scopul lui? Ezechiel 34 cu 12, v-aș ruga să deschideți Bibliile. Cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate, așa îmi voi cerceta eu oile și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost răsipite în ziua plină de nori și negură. În parabolă, păstorul merge să caute o singură oaie, chiar cea mai de pe urmă. Tot astfel, dacă numai un singur suflet ar fi fost pierdut, Domnul Hristos ar fi murit chiar și pentru acel singur suflet. Oaia care s-a rătăcit de turmă este creatura cea mai neajutorată. Ea trebuie să fie căutată de către păstor, pentru că ea nu poate găsi singură drumul înapoi. Tot astfel și cu sufletul care a rătăcit departe de Dumnezeu, el este tot așa de neajutorat ca și oaia pierdută. Și dacă iubirea divină n-ar fi intervenit pentru salvarea lui, aceasta n-ar fi găsit niciodată drumul întoarcerii lui la Dumnezeu. Fiecare întoarcere a noastră la Dumnezeu și orice impuls bun scrie în Calea către Hristos
Orice impuls bun izvorăște de la Dumnezeu în oameni. Este o dovadă că Duhul Sfânt lucrează asupra inimii. Și astfel, dacă noi ne-am întors la Domnul, înseamnă că El lucrează asupra noastră. Mai departe, în parabolele Domnului Hristos, pagina 187, scrie: păstorul care descoperă faptul că una din oile sale lipsește, nu privește neapăsător asupra turmei ce se găsește în siguranță, în staul spunând: am 99 în siguranță, și are să mă coste foarte multe necazuri a pleca în căutarea celei pierdute. Să vină singură înapoi și vă deschide poarta staulului lăsându-o să intre. Mă gândesc că asta este o soluție destul de rezonabilă, să lase oaia să întoarcă înapoi și să nu o taie deodată că a plecat, dar să deschidă ușa staulului și să o lase să intre, cum a fost înainte. Este destul de rezonabil. Însă nu. Nu trece mult de la pierderea oii și păstorul este plin de durere și neliniște. Nu uitați că păstorul simbolifică pe Domnul, pe Dumnezeu. El numără și iar numără turma. Când el este sigur că oaia s-a pierdut, nu mai doarme. El lasă pe cele 99 în staul și merge în căutarea oii pierdute. Cu cât noaptea este mai întunecoasă și mai furtunoasă, iar drumul primejdios, ce face el? Cu atât mai mare este neliniștea păstorului și mai serioasă căutarea lui. Observați că nu este cu atât mai mare neliniștea lui că o să se taie în vreo piatră pe drum, că vreun scorpion îl va mușca sau că vreun urs îl va ataca. Neliniștea lui crește în fața de pierderea oii. El nu precupețește niciun efort pentru a găsi oaia pierdută. Câtă ușurare sufletească simte el când în depărtare aude strigătul slab al oii pierdute. Uretându-se după zbieretul ei, el se cațără pe stâncile culțuroase, merge până la marginea prăpăstiei. Cu ce risc? Cu riscul propriei sale vieți. Astfel el caută mereu, în timp ce strigătul, din ce în ce mai slab, îi spune că oaia sa nu este departe de moarte. În cele din urmă, efortul său este răsplătit, oaia pierdută este regăsită. Găsind-o, el nu o ceartă pentru că i-a pricinuit atâta necaz. El nu o mână cu biciul spre staul. El nici nu încearcă să o mâne spre casă din urmă. Ceea ce e tot, iarăși, este destul de milos, rezonabil să mâni oaia din urmă. În continuare, Spiritul Profetic scrie: în bucuria sa, el ia creatura ce tremură pe umerii săi, dacă este lovită și rănită. O ia în brațele sale, strângând-o strâns la sânul său, pentru ca din căldura propriei sale inimi se poată da viață. Cu mulțumirea că cercetarea, căutarea lui n-a fost zadarnică, el o poartă pe drumul întoarcerii spre staul. Și mesajul pentru noi este, mai departe îl găsim la pagina 188 în cartea Parabolele Domnului Hristos. Suflete abătut, chiar dacă ai păcătuit, prinde curaj. Nu trebuie să gândești că Dumnezeu poate va ierta păcatele tale și poate îți va îngădui să vii în prezența Lui. Dumnezeu a făcut primul pas. În timp ce erai încă vrajmașa Lui, El a plecat să te caute. Cu o inimă iubitoare, asemenea unui păstor, El a lăsat pe cele 99 și a plecat să caute pe cea pierdută. Sufletul lovit, rănit și gata să piară, El îl cuprinde în brațele iubirii sale și plin de bucurie îl aduce în siguranță la staul. Vedeți, era un moment când eu socoteam că omul vine la Dumnezeu și se pocăiește și atunci, abia atunci începe viața lui creștină. Și am rămas șocat să înțeleg de fapt că asta este o concepție greșită. Tot aici, în parabolele Domnului Hristos, citim această concepție, o aveau și iudeii. Iudeii învățau că mai înainte ca iubirea lui Dumnezeu să se manifeste față de păcătos, el trebuia să se pocăiască. După părerea lor, pocăința este o lucrare prin care oamenii pot câștiga favoarea cerului. Și așa, fel, într-un oarecare fel, credeam și eu că ne pocăim și apoi începem mersul nostru cu Domnul.
ne pocăim și atunci intrăm în favoarea lui. Însă ea continuă să scrie: dar în parabola cu oaia pierdută, Domnul Hristos învață că mântuirea nu vine datorită faptului că noi căutăm pe Dumnezeu, ci datorită faptului că El ne caută. În Romani 3, cu 11 la 12. Haideți să deschidem, să citim în Romani 3, 11 la 12. Este oare posibil ca omul să se întoarcă la Domnul? Este aceasta, vine acest răspuns din firea lui pământească? Romani 3, cu 11 la 12. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din andisul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Noi nu ne pocăim, scrie ea mai departe, pentru ca Dumnezeu să ne poată iubi, ci El își manifestă iubirea sa față de noi, pentru ca noi să ne pocăim. În calea către Hristos, de asemenea, scrie că noi ne ducem la Hristos și El ne aduce în noi pocăința. Un alt înțeles al acestei parabole, un înțeles dublu, este acesta. Îl citim la pagina 190 din parabola Domnului Hristos. Rabinii au înțeles parabola Domnului Hristos ca aplicându-se vamișilor și păcătoșilor, deși ea avea o aplicabilitate mult mai largă. Prin oaia pierdută, Domnul Hristos se prezenta nu numai pe păcătos, în mod individual, ci întreaga lume, apostaziată și ruinată de păcat. Și fiți atenți, în vastul univers pe care îl cărmuiește Dumnezeu, lumea noastră nu este decât un atom și totuși această mică lume căzută în păcat, această oaie pierdută, este mult mai prețioasă înaintea Lui decât sunt cele 99 care n-au părăsit staulul. Domnul Hristos, conducătorul iubit din curțile cerești, a coborât din poziția sa înaltă, a pus la o parte slava pe care el o avea la Tatăl pentru a salva o lume pierdută. Pentru aceasta, el a părăsit lumele necăzute de sus pe cele 99 care îl iubesc și a venit pe acest pământ ca să fie străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără de legile noastre. Dumnezeu s-a dat pe sine, în Fiul Său, pentru ca să poată avea bucuria de a primi înapoi oaia care a fost pierdută. Și dacă ne gândim mărimea unui atom, cât de mare este? Am încercat să caut pe internet ca să vă dau în cuvinte. Dacă vă uitați în Biblie și vedeți un punct în scris, atunci în punctul acela trebuie să știți că sunt milioane și miliarde de atomi. Și dacă în acest punct în Biblie, o mică parte din el este planeta noastră și toată această cameră mare este universul creat de Domnul, atunci este o onoare foarte mare și înțelegem dragostea Lui că a plecat să ne caute. Și înțelegând astfel dragostea Lui pentru noi, că noi nu putem să facem nimic prin propriile noastre merite care ne recomandează mai mult în fața Lui, nu putem să facem nimic care ne dă mai multă dragoste pentru că El deja ne iubește așa cum suntem, poate că am căzut în această săptămână în unele locuri, poate că am alunecat pe cărarea care nu trebuie, trebuie să avem încredere că El ne iubește și să ne aducem rugămintele noastre în fața Lui în această dimineață plin de încredere. Haideți să deschidem spre sfârșit în Evrei. Evrei, capitolul 4. Începând cu versetul 15. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre și unul care, în câte lucruri? În toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cum? Cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare
și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Domnul ne vorbește acest mesaj în această dimineață și haideți să ne apropiem plin de încredere că acest mare preot iubitor privește cu îndurare asupra noastră în această dimineață. Și pe măsură ce vă gândiți acum, dacă aveți motive de rugăciune, sunt sigur că ați vorbit cu oameni această săptămână care au trecut prin încercări, sunt sigur că ați avut și voi singuri încercări și aveți anumite griji. El spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și vă voi da odihnă. Aș vrea să întreb dacă sunt motive de rugăciune care vreți să le aduceți în fața Lui în această dimineață și dacă aveți motive de rugăciune să ridicați mâna în sus și să ne rugăm. A fost o săptămână destul de interesantă cu Marea Britanie ieșind din Uniunea Europeană și mulți oameni au ajuns neliniștiți. Au văzut poate împlinirea profeției din Daniel 2, unde se vorbește că Europa nu va fi unită. Însă profeția este bună, ea ne arată unde noi ne ducem și este ca o lampă care ne arată groapa din față, însă nu ne și ferește, trebuie să înțelegem caracterul lui Dumnezeu și astfel vom fi motivați să-L urmăm când, cu adevărat, când înțelegem.